Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru luna iulie 2021. Etalare pentru Zodia Pești, ascendent lună în Zodia Pești. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să îmi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Acum vom vedea cum va decurge luna pentru dumneavoastră și ce evenimente importante vor avea loc. În prima săptămână din luna iulie avem un 7 de monede. Parcă așteptați o recompensă, așteptați un răspuns, așteptați o rezolvare. Vă dedicați sau v-ați dedicat foarte mult unei relații sentimentale, unui examen. Poate unii dintre dumneavoastră în prima parte a lunii iulie aveți un examen de dat și v-ați pregătit foarte mult. Un examen în urma căruia veți avea multe beneficii, doar că apar anumite întârzieri. S-ar putea ca un examen să se amâne în unele situații. Sau dacă vreți să rezolvați cu anumite acte în aceeași situație, parcă trebuie să mai așteptați un pic, lucrurile nu evoluează așa cum vă doriți dumneavoastră. Puteți cunoaște și persoane noi sau să căutați o altă modalitate de a aborda persoana iubită, pentru că aici văd că vă dedicați trup și suflet unei relații de dragoste. Doar că bateți pasul pe loc, nimic nu se întâmplă, nimic nu este așa cum ar trebui. Văd că așteptarea va lua sfârșit. Cineva de la drum vine să vă vadă, cineva vrea să vă recucerească sau să vă câștige inima, o persoană care v-a rănit foarte mult, o persoană care v-a ignorat, o persoană care v-a dat la o parte, care nu a pus accent pe dumneavoastră. Pe de altă parte, în alte situații, vorbim despre niște planuri. Vă faceți niște planuri, sunteți curioși să vedeți cum vor decurge lucrurile acestea. Trebuie să acordați o atenție sporită, într-adevăr, că la un moment dat va trebui să faceți o alegere și acolo să întâlniți un impas sau pur și simplu să rămâneți fără cuvinte în situația respectivă, că nu știți ce să faceți, încotro să o luați. Poate fi vorba și de o decizie în legătură cu un drum. Poate să mergeți în vacanță sau să plecați undeva. Dacă vorbim de muncă, apar situații noi, într-adevăr. Aici, dacă aveți propria afacere, încercați să găsiți variante să ieșiți pe profit și chiar aveți curajul și determinare de a face lucruri noi în ceea ce privește situația aceasta. Sau pur și simplu încercați lucruri experimentale, oarecum, aș putea să spun. Depuneți efort, încercați să dețineți controlul asupra lucrurilor, ca nu cumva ceva să scape de sub control, dar perseverați, sunteți determinați și veți avea beneficii, veți avea rezultate foarte bune. Într-adevăr, în legătură cu alegerea aceasta, acolo aveți un impas, așteptați, probabil depinde de cineva o alegere, dar va veni și aici lucrurile se schimbă radical, așteptarea va lua sfârșit și faceți ceea ce aveți de făcut. În a doua săptămână din luna iulie, avem asul de bâte, începeți lucruri noi sau puneți în aplicare planul pe care vi l-ați făcut în prima săptămână din luna iulie. Poate pentru a îmbunătăți o situație financiară, pentru a lua un examen, pentru a avea o relație de dragoste plină de succes și de realizare. Văd foarte multă abundență, ceea ce veți începe în a doua săptămână din luna iulie o să vă aducă o stabilitate, multă prosperitate, multă abundență, o creștere și va fi constantă, deci va fi mult timp de acum încolo. Într-adevăr, în ceea ce privește actele sau ce aveți dumneavoastră de rezolvat prin oameni de stat, aici aveți un pic bătaie de cap. De ce? E posibil ca unele instituții să fie în vacanță și aici să fie o problemă. Și haideți să vedem. E vorba de ceva foarte serios, să știți, dar în cele din urmă veți avea succes, doar că cineva va suferi din toată povestea aceasta. Adică, ca dumneavoastră să fiți împliniți, trebuie să, probabil, să discutați cu cineva, să vă ajute, să intervină pentru dumneavoastră ca să puteți rezolva aceste lucruri.
Sau trebuie să dea cineva cu subseanatul sau trebuie să semneze cineva sau aveți nevoie de un martor și aici să fie iar o problemă. Depinde ce vreți să faceți dumneavoastră sau poate fi vorba de o căsătorie. Vreți să divorțați, persoana cu care sunteți căsătoriți nu vrea sau intervine familia în anumite situații, cineva nu este de acord cu o anumită prietenie. Cineva se împotrivește unei căsătorii sau aici încercați să vă căsătoriți și nu reușiți sau sunt multe variante, dar cert este că aveți lucruri bune care vă vin. Deci văd prosperitatea, dar începeți să vă simțiți mult mai bine, să aveți mai multă înțelegere în casă, doar că apar și momente confuze pentru că trebuie să mai rezolvați anumite lucruri și cel mai probabil depinde de cineva rezolvarea aceasta. În a treia săptămână din luna iulie avem optul de monede, care aduce multă perseverență în tot ceea ce faceți. Vreți ca lucrurile să iasă perfect. Poate într-o poveste de dragoste încercați să cuceriți pe cineva, ce poate fi vorba și de o relație de trio, o relație mai delicată sau confuzie în ceea ce privește o poveste de dragoste. Poate dumneavoastră iubiți sincer o persoană și acea persoană este implicată într-o altă poveste. Trebuie să faceți o alegere, dar în momentul în care faceți alegerea trebuie să fie un da spus din toată inima. Sunteți prinși între ciocan și nicovală. Poate sunt două situații total diferite, într-adevăr, dar din ambele aveți ceva de câștigat. Văd că vă sacrificați pentru o dragoste, unei dintre dumneavoastră, și luptați. V-am zis, stați și nu dați înapoi până când nu cuceriți persoana respectivă. Nu vă pierdeți speranța că vă puteți împăca cu cineva, că acea persoană vă mai iubește, că acea persoană se întoarce, că acea persoană este și va fi alături de dumneavoastră pentru totdeauna. Dacă vorbim de un loc de muncă, la un moment dat vă văd asociați cu cineva sau vă gândiți foarte mult să faceți ceea ce iubiți, ajutați de cineva, să faceți ceva în paralel, poate unii dintre dumneavoastră, să vă concentrați și pe venituri și pe muncă, dar principal ar fi dragostea și a dumneavoastră, vă concentrați să rezolvați o problemă care vă macină. E un gol în suflet, văd că vă sacrificați foarte mult pentru dragostea cuiva. Poate sunteți alături unei persoane, unei cunoștințe, unei prieteni care trece printr-o suferință și acest lucru contează. La sfârșitul lunii, ultima săptămână din luna iulie, avem regina de cupe. Veți pune mult accent pe partea emoțională și chiar vă veți fixa pe situația aceasta. Aveți nevoie de dragoste, aveți nevoie de compasiune și veți cere lucrul acesta. Și veți avea și noroc. Da, poate aveți de-a face cu o persoană încăpățânată, cu o persoană care merge pe anumite idei fixe, dar nu vă interesează. Dumneavoastră știți ce vă doriți, știți ce aveți nevoie și vreți cu orice preț să obțineți. Pe de altă parte, pe unii dintre dumneavoastră vă văd foarte curioși să apelați la o citire, poate, în unele situații sau să mergeți la cineva să vă dea în cafea sau tot ce ține de zona aceasta de ocult, de astrologie, pentru că apare confuzia, nu știți dacă să vă încredeți în cineva sau nu, dacă cineva vă minte sau vă spune adevărul. Poate fi vorba și de întemeierea unei familii, văd că unii dintre dumneavoastră vă veți axa sau vă gândiți foarte mult la copii sau vă axați pe creștere, pe educarea copiilor sau pe grijile lor. Aveți stabilitate în casă, pentru că aveți noroc, vine norocul și o situație nefavorabilă se va întoarce într-o, se va transforma într-o situație foarte favorabilă. Vă puteți încrede în cineva, cineva care n-a ținut niciodată cu dumneavoastră sau a fost o persoană foarte falsă în viața dumneavoastră. Văd că își schimbă atitudinea radical, devine persoană loială, persoană de casă. Vă vin și oameni falși în casă, dar vă vin și oameni prietenoși, oameni cu inimă deschisă. Pe de altă parte, aveți dumneavoastră idei noi pe care vreți să le puneți în aplicare sau vreți să vă întemeiați o familie. Cineva își dorește, cealaltă persoană nu își dorește. Aici e un du-te vino. Dacă vorbim de muncă, aveți câștiguri, văd că faceți și anumite economii. Poate vreți să plecați undeva, unii dintre dumneavoastră să vă relaxați.
În dragoste avem asul de spade, se caută un adevăr, se clarificați o situație, să scoateți la lumină anumite nemulțumiri. Și tot pe partea emoțională, puteți avea de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici vorbim de o relație veche, de o relație care ține de mult timp și veți încerca să socializați, veți încerca să lămuriți situația respectivă. Dacă vreți să rezolvați o problemă pe la locul de muncă sau în viața de zi cu zi, foarte multă iubire, calm, văd că veți rezolva problema. Poate fi o problemă în familie care necesită atenție și o conversație foarte serioasă, deși anumite persoane văd că vor încerca să fie ascunse sau să nu vă răspundă la... să nu dea curs conversației oarecum, adică o să dea dovadă de... O să fie persoane întoarse, persoane dușmănoase, persoane care poartă ranchiună în suflet, dar le veți muia. Până la urmă, conversația aceasta va avea loc. Dar revenind la dragoste, ce poate fi vorba și de multă socializare pe o rețea, da? Sau să vă revedeți cu o persoană pe care nu ați văzut-o de ani de zile, primiți un mesaj din partea cuiva și aici vi se pare dubios, o persoană cu care n-ați mai vorbit de mult, care s-a avut probabil o relație de dragoste, nu înțelegeți ce vrea această persoană de la dumneavoastră și veți încerca să aflați. Din punct de vedere profesional și financiar, avem echilibrul. Echilibrul care aduce mult echilibru din punct de vedere financiar și profesional, mai ales că ați avut o perioadă în care lucrurile nu au mers foarte bine. Aveți de face cu semnul zodiacal săgetător, fecioară, pești, poate tot cu un semn care dumneavoastră puteți fi chiar dumneavoastră, rac sau scorpion. Da, ați trecut printr-o perioadă greluță din punct de vedere profesional, poate ați încercat să faceți ceva și pe cont propriu și nu a funcționat, aveți și anumite frici, stați foarte mult pe gânduri în ceea ce privește reușitele pe planul profesional și financiar. Dar faptul că ați avut răbdare o să vă aducă beneficii. Încă mai aveți anumite cheltuieli, poate sunt datorii din trecut pe care nu le-ați achitat în totalitate și aici să fie stresul, că încă mai trebuie să terminați, sau discuții despre bani, sau aveți grijă să nu pierdeți niște bunuri sau cheltuiți pe anumite lucruri. Bănuiesc, dar văd că veți fi și plăcut surprinși, că cineva o să vă ajute sau o să aveți o surpriză, poate niște câștiguri neașteptate. Într-adevăr, vă vin bănuți. Dar și din punct de vedere profesional, lucrurile se așează. Unii dintre dumneavoastră văd că vă căutați un loc de muncă. Nu este reușit aici. E ca un gol, ceva lipsește. Poate vi se cer anumite lucruri în plus și dumneavoastră nu le aveți. Poate trebuie să faceți niște analize medicale. Până la sfârșitul lunii lucrurile ar trebui oarecum să se așeze, dar totuși trebuie să aveți răbdare. Iar din punct de vedere al sănătății, văd că veți merge la un medic sau aveți în jurul dumneavoastră o persoană care vă poate sfătui. Poate aveți un prieten de familie care este medic sau care vă poate trata. Poate fi un terapeut, un psiholog. Da, ce ar putea fi? Aici pe partea emoțională sunteți foarte bine. Chiar vorbim despre o vindecare. În schimb, la alte persoane aș putea vedea o erupție. Nu știu, văd că sunteți foarte atenți la ten, cu tenul, poate sunteți mai sensibili. Poate apărea febra, pot apărea, nu știu, poate aveți o intervenție chirurgicală a cuiva. Pot fi mici accidente, deci aici trebuie să fiți cu băgare de seamă. Și probleme de dinți, văd la unii dintre dumneavoastră. Sau, na, fierul din sânge, poate trebuie să luați niște vitamine sau să luați fier. Dar probleme dentare aș putea vedea, lucru care vă cam dă peste cap, într-adevăr, că e o durere sâcâitoare, o durere care vă deranjează foarte tare și nici puteți să vă concentrați să faceți alte lucruri. Dar probabil o să vă tratați cu leacuri băbești la durerile de măsea, mă gândesc. Dacă nu, apelați prin cineva, apelați la cineva care să vă ajute, poate un stomatolog foarte bun în cazul în care aveți probleme cu dinții. O persoană care se implică și iubește ceea ce face. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!